Ce faceți? Vi dor de tăticul vostru. E ora 8 și asta înseamnă un singur lucru, că e timpul de mers la animale. Rutina noastră de seară începe cu prepararea lăpticului pentru Anuca. Acum merge un pic și pe lângă. Îi pregătesc sticla, apoi trec pe la găini să le sting becul pentru că le las aprins în timpul zilei să aibă cât mai multă lumină și să avem ouă de la ele. Foarte multă lume are păreri multe și împărțite despre găini și despre spațiul care trebuie să-l aibă, dar găinile noastre au fost în libertate tot anul. Tot anul au fost libere și de vreo 3 luni de zile nu au mai dat niciun semn că ar vrea să facă vreun ou. Și atunci am zis, hai să le schimbăm locul și să le punem într-un țarc, într-un spațiu închis, unde nu le bate vântul, sunt mai protejate. Și de când le-am schimbat locul acela, ele ne fac câte 1, 2, 3 ouă pe zi. Măcar avem niște ouă de la ele. Vai, nu știu despre alții, dar eu iubesc mirosul de la pastilele astea. Și de fiecare dată când fac foc aici, trebuie neapărat să le miros, că dacă nu, parcă nici nu se aprinde focul cum trebuie. Mirosul de petrol, de benzină, de... îl iubesc. Și îmi povestea mama când era însărcinată cu mine și cu sora mea. Exact la fel era și ea. Când simțea mirosul ăsta, era înnebunită după miros. Îi plăcea foarte mult, deci cred că are un pic de legătură. Asta e centrala noastră, care ne încălzește întreaga casă. Găinile sunt foarte aproape de casă, e foarte ușor, mă duc până acolo la ele să le sting becul peste noapte. Văd că și-au răsturnat găleata cu apă, dar nu-i problemă că o să le schimb mâine, pentru că astăzi oricum nu vor mai bea din ea, că este întuneric, e noapte. Somn ușor, fetelor! Începem cu începutul. Ne luăm o mătură și pentru că întrerupătorul e prea departe, trebuie aprins așa cu un dispozitiv special. Ce faceți? Vi dor de tăticul vostru. Așa-i! Mișcoțel mic! Ți dor de tăticul tău! Dar tu ce vrei? Da, voi, fetelor, hai să vă dau tot ce vă trebuie. Mau, ce cauți acolo? Ieși afară. Primul lucru pe care îl fac este să îi dau la Anuca niște porumb. 3 bucăți de porumb. 3 jumătăți. Așa. Oh, ce bucuroasă ești. Da, îți place? Ți le pun acolo, bine? Apoi pregătesc sticla Anucăi.
tot face prostii, că-și tot dă mâncarea jos. De ce să tu dai pe jos? Ai urită mică. Și ție. Au primit câte o porție mică și asta pentru că le-am pus de dimineață foarte mult și văd că au mâncat și au și lăsat mult. Și Anuca au primit o porție mare și au mâncat-o foarte bine. Bravo, Anuca, să-ți mai aduc fân! Mai vrei fân? Îți lingi boticul, da. Se pare că i-a plăcut ce i-am pus. N-aș vrea să-i pun nici prea mult și să-l risipească și să-l dea pe jos. Le-am pus de mâncare. Caprele trebuie să-și primească porția de porumb. Au aici. Mau, nu te poți urca peste tot. Du-te jos. Du-te jos că trebuie să le pun la fete, la căprițe. Trebuie să le pun porția de porumb. Te dai jos, da? Te dai jos. Așa că am de umblat aici. La țap o porție. Ui la ele. Nu, nu, nu. Sunt câteva care știu că au de intrat aici. Caprele și-au primit porția de porumb. Sunt un pic cam nebune, să zicem așa, când vine vorba de porumb, stare sălbatice. Și toate dau buzna și se ceartă. Da, așa sunt caprele. Nu ne putem aștepta de la ele la prea mult. Nici nu prea se vede. De mâncare le-am pus, mai rămâne doar de trâns gunoiul. Cai tare simpatică, i-aș face aici o băleguță pe care foarte ușor o iau și o arunc, chiar cu o mână. Măriuca nu știu cum reușește, dar ea tot timpul își dă paiele la o parte, așternutul, și își face nevoile fix pe podele. Ea nu știu cum reușește. Paiele curate și plin de gunoi. Subține. Treaba-i asta. S-a împrășteat paiele peste tot. Măcar știi ce ai de făcut. Știi că trebuie să te dai la o parte, așa-i? Știi, ai învățat. E destul de cuminte, nu-i problemă. Așa-i, Măriuca? Tata, ești murdar acum. O să vină taică-tu acasă și o să zică că ce-am făcut cu tine. Nu știu, cred că încearcă să-și mănânce paiele astea, că... Asta-i de fapt fân, ce-o rămas un pic în ploaie și nu mai pot bun de mâncat pentru animale, dar eu cred că ei tot îi se pare interesant. Măriuca, ce-ai văzut acolo? Ai văzut-o pe Mara? Ai văzut cățelușa Mara? Cine a fost? Cu minte. Fix acum, după ce ți-am curățat.
cine ai văzut acolo, Mara? No. Ei. Dacă aici ți-l place. Să vedem ce mai face și scroafa. Da, nu te agita. Pun și la purcică, la scroafă, niște apă. Ea de fapt are aici, dar cum e închisă ușa, nu mai are acces la apă. Acum le-am deschis ușa și le intră cam mult frig, dar stau chiar sub bec. Becul de încălzire pentru animale. Par în regulă, par vioi. Mulți m-au întrebat ce purceluși avem. Fetițe, băieți, cât sunt? Este o singură fetiță și 4 băieți au rămas. Au fost 2 fetițe și 4 băieți, dar a rămas doar una. O fetiță și 4 băieți. Toate au fost în regulă, și purcica și-a băut și niște apă. Toată lumea are mâncare. Trebuie să stingem numai becul și să mergem acasă. Noapte bună, Măriuca! Noapte bună, Anuca! Și noapte bună și vouă!